Ionela și Cosmin, mamă și fiu. Și încă fiu. Cosmin face cam ce vrea. Și asta încă de dimineață. Hai, te schimbi. Mergi la grădini? Mamei nu este mai ușor cu fiul ei nici în jurul prânzului, pentru că lui Cosmin nu e arde de mâncare atunci când este angajat în competiții serioase. Stai! Mai! Te aduc mâncare aici? Aduci în coasură acolo. Este 20 de ori. De multe ori, scena se repetă și în public, adică în sala de internet din apropiere. Cosmin stă aici cu orele și tare furios devine atunci când mama nu înțelege pasiunea pentru jocuri. Am zis că o să mă de ce ți-ai plătit de ore? Și pe momentul să nu facă mama ce vrea Cosmin, că se lasă cu de parcă bietul băiat se dă de ceasul morții. Cam acestea sunt motivele pentru care părinții lui Cosmin s-au hotărât să apeleze la Superman. Raluca Iuga va încerca din de 10 zile să-l cumincească pe băiat și să-i facă pe părinții mândri de el. Cosmin nu țipă, nu lovește, nu vorbește urât. Loviturile se pedepsesc 6 minute de stat singur într-un loc pe care o să-l numim Ținutul Tristeții Negre. Fiecare hotărâre nerespectată înseamnă renunțarea la dreptul de a folosi o zi, calculatorul, televizorul, căștile, telefonul mobil. Îngrizi acum calculatorul și mergi la bucătărie și te uiți la mama să vezi.